Până acum am vorbit despre filmele colegilor noștri. Ce ar fi să vorbim și despre filmele altora? Dacă n-ai nimic împotriva, am să te conduc eu la studioul cinematografic. Chiar pentru că am trecut de curând pe acolo, însoțită de operatorul George Dănelea. Atelierul lui Bob Călinescu e de două ori inedit pentru noi. Pentru că e un loc unde venim prima oară și pentru că așa vedem laboratorul de creație al eroilor filmului acestui regizor. Dispoziția sufletească cea mai mohorâtă se modifică structural aici, făcând saltul de 180 de grade spre zâmbet, spre bună dispoziție. V-am admirat atelierul, atmosfera extrem de plăcută de aici, scaunul acesta pe care stau, așa că acum sunteți îndatorat. Vă rog să începeți să-mi răspundeți la unele întrebări. În primul rând, vă rog să-mi prezentați fișa biografică a eroilor dumneavoastră. Materia, lemnul, locul de baștină, folclorul românesc, destul de bogat și pe care mă străduiesc să-l interpretez. Pasiunea mea veche este sculptura aceasta din rămurele, însă nu simpla descoperire a formelor în natură, ci și prelucrarea lor în atelier. De exemplu, un copac pentru decor. Da. Pentru ce film? Pentru un film la care mă gândesc, un film după un scenariu de Mitru, o fantezie din lumea asta bogată a naturii, cu animale, cu pădure, cu lebede, o lebede care e dezmembrată de acanată, dar pe suprafața lucii a unui lac, pe platou, ea va prinde viață. Ați făcut-o dumneavoastră sau colaborat pe dumneavoastră? Nu, tot ce vedeți în atelier, în lemn, este prima mea pasiune înainte de regia cinematografică. De altfel, vedeți această manieră a știerii speciale, care se face cu o daltă, într-o manieră populară pe care eu încerc. Astea sunt niște dobleci în satele noastre pe malul Dunării, se numesc tiugi. Țăranii le folosesc la trasul Țuice din Butoi. Iar eu realizez această fată care, deși este construită din elemente populare, va juca un rol de fată modernă. În ce film vă vom vedea interpreta? Deocamdată e un proiect. I-am destinat un loc special. Da. La dumneavoastră aici totul este foarte, foarte rustic. Plăcăul acesta a jucat în vreun film sau urmează? A jucat numai în probele pentru Rapsodia Română de Ionescu. Aveți atâtea elemente în jur, vă rog să ni le prezentați, pentru că de asta ne găsim la dumneavoastră. Cel mai iubit personaj al meu este această fată din lemn, acest nud, care a jucat în filmul Metamorfoze. Mi-a adus destule surprize plăcute, am avut succes cu ea. Da, e foarte frumos. Acest pasăre a jucat în Rapsodia în Rapsodia în lemn, primul meu film cu personajul din Rapsodia. Lingurile acestea vor fi niște viitoare dansatoare în Rapsodia de George Ionescu. De altfel, le-am multiplicat în multe exemplare și pot să vă ofer pentru... Vă mulțumesc foarte, foarte mult! Acest farmă-piatră aș vrea să-l pregătesc pentru... Așa l-am găsit în natură, îl pregătesc încă pentru sculptură. Adică l-ați găsit în natură așa? Este o rădăcină pe care am găsit-o cu ocazia filmărilor. Dar nu este încă definitivă, este un proiect și vreau să fac să-l pun în rolul lui de farmă-piatră într-un film baz. Bineînțeles că folosim elemente... Mare bucăți de piatră îngustate. Nu, așa le-am găsit. Le-am găsit, bineînțeles. Dar unde? Asta pe Valea Jiului, lângă Cozia, pe Valea Jiului cu ocazia filmărilor la Tudor Vladimirescu, că am jucat un rol acolo. La Tudor Vladimirescu? Da, un rol de turc, un ofițer turc, care îl căuta pe Tudor, dar cu ocazia asta am găsit lemne, sculpturi, viitoare personajii de lemne. Mai am în afară un călăreț din Rapsodia în lemn, un cerb din Rapsodia în lemn. Și pe platou?
pe platou în pregătire un film folcloric cu o păpușe mai veche a mea, cu păcălici. Da. Care reiau cu această ne ocazie. Ne duceți pe noi de platou, pentru că aș vrea foarte mult să vă vedem și acolo locul și poate ne arătați puțin din filmul dumneavoastră, am auzit cuiul, da? Deci acesta e platoul dumneavoastră de filmare. Aici ați făcut câte filme? Aproape 40. Oh, 40, nu mă, cifră impresionantă. Dar să ne întoarcem la cuiul Iarghezii. Da, tocmai vreau să vă arăt. Aici am cuiul despre care vă vorbeam. A, în transpunerea lui cinematografică după Arghezii. Și ăsta este inventatorul lui. De altfel, deci, părintele spiritual este desenatorul Adrian Nicolau. Așa de fapt. Bună ziua. Ce faceați? Reconstituiam o scenă, da, pe care trebuie să o refilmăm din cauza unor mici defecte. Nu zic treaba. Văd că chiar eroul nostru, pe o stare, da, cu cuiul. Este de altă multiplicată, mai multe exemplare. Da. Spuneți-mi, pentru cele câteva strofe, nu mai țin minte câte sunt în poezia maestrului Arghezii. Circa 35-40. Câte desene ați făcut? În total sunt aproape 300 de desene. Este o muncă impresionantă. Da, acum v-am rugat următorul lucru, dacă este posibil, să dați jos scena și să reconstituiți. Da. Vă rog, destul de așteptați simplu. Însă numai operatorul să ajungă până la. Destul de simplu. Deci, desenator Adrian Nicolau, regizor Bob Călinescu și compozitor? Paul Urmuzescu, de altfel are o coloană sonoră foarte inspirată, în colaborare cu ori. Inginerul Dan Ionescu, care, Dan Ionescu, foarte cunoscut și apreciat. Da. M-ar interesa tovarășe Călinescu câteva din proiectele dumneavoastră profesionale. Vezi că cuiul este de acum în stadiu de filmare. Aș putea să vă arăt pe platou unul dintre proiecte gata terminat, filmul Ritm. Da. În partea dreaptă acolo. Da, nu mai trebuie să aveți un pic de îngăduință. Deocamdată asistăm la reconstituirea scenei din cuiul. Da, de altfel, asemenea reconstituiri se fac foarte des pe platourile noastre, pentru că fiecare scenă trebuie văzută după ce am animat-o, după ce se îi se fac rectificările, se trece din nou la platou, se reface, se revede și asta în timp. Niciodată nu poți să-ți dai seama, lucrând sub aparat, ce va ieși. Totul este un fel de loterie. Elemente de decor, personaje din filmul Ritm. Acesta este una dintre primele mele păpuși. Păcălici l-am botezat. A jucat în diverse filme. A fost mereu păcălit sau? Totdeauna, nu, totdeauna a păcălit. Dar a jucat roluri foarte mici, în afară cu o singură excepție, în mică reprezentație, a îmbrăcat haina unui bulevardier. Însă se pare că actorului nu i-a convenit și m-a bătut mereu la cap să-i dau un rol principal. Visul s-a împlinit în acest film, în care joacă rolul principal într-adevăr și s-a găsit și o iubită, pe Păcălina. De care acum se îndrăgostește. S-au păcălit reciproc sau ce? Nu, nu are nicio legătură cu numele respectiv. De data asta, ei sunt personagii, actori de film, independenți de nume. Se iubesc în acest film, însă Păcălina, el păcălici o iubește. Însă Păcălina nu îl place decât în momentul când își dă seama că este un om care știe să facă ceva. Că știe să facă ceva. Și el, într-adevăr, dovedește în film că este un artist. Că știe să manevreze folclorul, elementele de folclor, de fapt pe fundalul cărora se petrece acțiunea filmului. Da. Și în finalul filmului, amândoi intră în inima lui Păcălici, într-un tot comun, da. N-are nimic. Refaceți, vă rog, refaceți. Vă zic că în final, sărutându-se, amândoi intră în inima lui Păcălici. Da, are o inimă, da, și se apare cu un sfârșit.